Studenții ne mai dau un pont. La Moxa, la ASE, e și mai ieftin, dar și coada e mai mare. Studenții îmi spun că, de fapt, aici e cel mai ieftin meniu. Așa e? Da. Cel mai bine să vinde șnițelul cu piure. Ciorbă ardelenească, piure de cartofi, salată de varză proaspătă, pâine feliată, chiftele prăjite și o prăjitură boema. Total? 10 lei 35. Se poate și mai bine. O supă cu tăiței este 1,5 lei, o porție de piure 1 leu și 10 bani, iar chiftelele prăjite 2 lei și 30 de bani. Andrei e student la marketing și mănâncă de 3 sau 4 ori pe săptămână la cantină. Restul timpului se bucură de pachetul de acasă, din Galați. Este foarte ieftin față de orice cantină din București. Înainte mai mâncam și la agronomie, doar că diferența de preț este destul de mare. 6 bucătari pregătesc mâncarea dinainte să răsară soarele și tot ei servesc apoi. Dar pentru că cererea e uriașă, universitatea le pune la dispoziție și varianta online. Comandă între 8 și 11 dimineața cu un meniu prestabilit și pot lua masa tot la cantină după prânz. Cel mai ieftin meniu este 7 lei. O supă cu tăiței, chifteluțe, pilaf, chiflă, salată de castraveți. Prețurile sunt așa de mici pentru că studentul plătește doar costul materiei prime. Capitala rămâne în topul celor mai bune oferte pentru studenți.